La ora de muzică ne vom aduce aminte de un cântec foarte, foarte frumos. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. E un cântec drăguț care vouă vă place. Dar înainte de cântec vreau să vă aduceți aminte de exercițiile pe care noi le facem atunci când ne pregătim să cântăm un cântecel. Da? Ce facem? Mai întâi respirăm, da? Tragem aerul adânc pe nas și îl expirăm pe guriță, da? Facem câteva exerciții de respirație împreună cu mine. Apoi ne încălzim vocea, da? Și haideți să cântăm împreună. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Da? Sau dacă voi vreți, cu zumezame sau cu altceva, da? Bun. Și în ultimul rând, facem niște exerciții de ritm, da? Vă găsiți propriul vostru ritm. După ce ați făcut toate exercițiile acestea, suntem gata să ascultăm cântecelul și haideți să-l cântăm împreună cu prietenii noștri. Bun, iar acum puteți să-l încercați și voi singuri. Spor la treabă!